Bună găsit, prieteni, la o nouă recomandare de lectură. Astăzi e o carte cu totul specială pentru că tratează relația de iubire dintre principele Carol, viitorul rege Carol al II-lea al României și o domnișoară din înalta societate bucureșteană de la începutul secolului 20. Este vorba de domnișoara Ela Filiti. Este un jurnal al Elei Filiti adnotat de către principele Carol. O lucrare tradusă și adnotată, adică notele și traducerea au fost realizate de doamna Georgeta Filiti. Știm foarte bine că doamna Georgeta Filiti este istoric și una dintre descendentele ilustrei familiei Filiti. Cartea apare la colecția Istorie cu blazon a editurii Corind Books și apare la București în 2015. Este de fapt o transcriere din limba franceză, o traducere din limba franceză a unui jurnal pe care Eugen Jebeleanu, celebrul scriitor și poet, îl găsește la Pelișor, crezând Eugen Jebeleanu că este vorba de jurnalul lui Zizi Lambrino. Zizi Lambrino, de fapt, este într-o anumită măsură un fel de pseudonim, pentru că pe domnișoara cu care Carol se va căsători, adică prima căsătorie contractată de Carol cu Ioana Maria Valentina, ca să folosim numele exact al lui Zizi Lambrino, avem de fapt de-a face cu jurnalul Elei Filiti. Eugen Jebeleanu nu a reușit să publice acest jurnal, care este de fapt un caiet cu o copertă neagră pe care era aplicată o imagine în stil Art Nouveau și care conține 111 file. Caietul rămâne în casa descendenților lui Eugen Jebeleanu și Tudor Jebeleanu, fiul acestuia, care este grafician și artist plastic, îl dă spre publicare unei edituri care se va ocupa și îl va publica în limba franceză. Jurnalul cuprinde relația și scrisorile, de fapt, adnotările Elei Filiti și câteva completări ale lui Carol, care în carte sunt redate cu o culoare albastră ca să se distingă. Între 22 septembrie 1915 și 22 decembrie 1916, iată o perioadă extrem de mică în care, de fapt, Carol al II-lea frecventează relația cu Ela Filiti și își mărturisesc reciproc sentimentele, își mărturisesc reciproc și aceste stări, să spunem, de îndrăgostire, de iubire. Dar ceea ce putem distinge din textul notelor sau notorilor Elei Filiti, putem vedea societatea bucureșteană înainte de ocupația germană din București și în timpul ocupației germane din București, ocupație care știm bine are loc în septembrie 1916, după ce trupele germano-bulgare intră în București, ocupă și instituie un comandament german al Bucureștiului, în care, de fapt, rămân doar colaboratorii români care cunoșteau limba germană, restul autorităților și familiei regale se retrage, adică se retrag toate aceste instituții, familia regală, guvernul se retrag la Iași și rămân în București doar câțiva colaboratori, să spunem, care au intermediat relația între instituții și ocupanți. Ela Filiti provine dintr-o familie aristocratică bucureșteană cu educație aleasă, vorbea două limbi străine, fluent două limbi străine, germana și franceza, era foarte bună prietenă cu multe domnișoare din anturajul familiei regale și, evident, relația sau cunoașterea sau întâlnirea cu principele Carol se va produce fără doar și poate. Știm bine că prințul Carol era foarte atras de domnișoarele de viță nobilă, dar și de cele care făceau parte din popor, așa cum spune într-o altă lucrare Petru Dumitriu, o lucrare care poate fi foarte bine indicată ca o frescă socială a spațiului public românesc, începând cu secolul, cu sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului 20, se numește Cronică de familie și acolo descrie pe Carol al II-lea ca vodă care iese în București pe calea Victoriei pentru a agăța, spune Petru Dumitriu, doamne și domnișoare,
de o calitate îndoielnică. Se cunoaște această pasiune, să spunem cu ghilimele de rigoare, a lui Carol al II-lea în a avea relații cu foarte multe doamne și domnișoare și, evident, relațiile pasagere pe care le începe și tot așa de repede le încheie. Dacă ne-am raportat la episodul căsătoriei cu Ioana Maria Valentina, de care aminteam mai devreme, sau, așa cum o cunoșteau apropiații, Zizi Lambrino, și ea o descendentă dintr-o familie aristocratică bucureșteană, fiica unui general și, bineînțeles, una dintre domnișoarele înamurate, ca să folosesc termenul de epocă, de Carol al II-lea. Carol își părăsește la Odessa regimentul, îl lasă fără comandant, pentru că acolo conducea în timpul războiului, la 1918, un regiment al armatei române și se căsătorește în secret cu Ioana Maria Valentina la Odessa, în fața unui preot și în fața unui notar. Această căsătorie va fi refuzată și renegată de către Ferdinand și Maria, părinții lui Carol, de către familia regală. Va fi ulterior desfăcută prin tertipurile avocățești și în urma ei se pare că a rezultat și un moștenitor al lui Carol. E o poveste la care noi ne raportăm astăzi, însă aceste episoade de amor ale lui Carol vor continua până la momentul în care o va cunoaște pe Elena Lupescu, cea care îi va domina, să spunem, personalitatea aceasta sentimentală și sexuală a lui Carol al II-lea, Elena Lupescu, de care nu se va mai despărți până la sfârșitul vieții. Însă, întorcându-ne la jurnal și la ceea ce Ella Filiti ne prezintă aici ca o pagină de roman, am putea să spunem, poate fi ușor încadrat într-o pagină de roman, Ella Filiti are condei, cum se spune, are o mână, are o intuiție scriitoricească, descrie, este romantică, descrie în amănunt sentimentele ei pentru Carol. Știm că în epocă exista un cult al scrisorilor, al epistolelor și un cult al colecției, al colecționării de către Don Juanii epocii, ofițeri, principi sau oameni de afaceri și de ce nu băieți din lumea bună, să spunem așa, bucureșteană sau lumea bună a aristocrației românești care locuia în alte orașe, în a colecționa epistole de la domnișoare și doamne înamorate, așa cum se folosea în epocă termenul. Ella Filiti, de fapt, lasă foarte multe amănunte pe care ulterior le lămurește doamna Georgeta Filiti, cea care traduce din limba franceză acest jurnal și consemnează, de fapt, amănunte care nu au fost puse de către penița Ellei Filiti ca să poată face mai inteligibil lectura acestei cărți și acestui jurnal. O lucrare care vă va încânta, o dedicăm, să spunem, începutului primăverii tuturor doamnelor pentru o comparație a relațiilor doamnelor, relațiilor sentimentale pe care doamnele de astăzi le au cu partenerii lor și comparația aceasta să meargă înapoi în epocă, să poată observa cum era ordonată și cum era așezată lumea sentimentală a începutului de secol 20. Lectură plăcută, toate cele bune!